Bună seara, doamnelor și domnilor! Președintele american Joe Biden a aterizat în urmă cu puțin timp la Varșovia după ce a vizitat soldații americani și refugiații într-o zonă aflată la doar 100 de kilometri de Ucraina. Biden va nopta în Polonia, iar mâine va avea o nouă rundă de discuții cu președintele polonez Andrei Duda. În timp ce NATO pregătește scenarii de urgență în eventualitatea unui atac chimic în Ucraina sau în caz că Rusia atacă state NATO și se pregătește să investească masiv în scuturi performante care să intercepteze rachetele hipersonice. În același timp, Kremlin anunță că prima etapă a invaziei este aproape gata, iar Rusia se va concentra pe eliberarea Donbasului. China și India au cerut încetarea imediată a focului, iar președintele turc Recep Erdogan i-a cerut lui Putin să facă primii pași către pace și să-și pregătească o ieșire onorabilă. Iar la Bruxelles s-a semnat un pact istoric între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. 30% din gazul pe care Europa îl importă din Rusia va fi adus de acum din America și au fost importuri colosale de 17 miliarde de euro numai de la începutul războiului. Invitații orei, Stelia Negrea, opiniada.ro. Bună seara, bine ați venit, domnule Negrea. Cosmin Popa, istoric, bună seara, bine ați venit de asemenea. Gruia Bumbu, vicepreședinte Partida Romilor Pro-Europa, bună seara. Și îl salut și pe domnul Mircea Coșa, analist economic, imediat ni se va alătura, pentru că vom discuta și despre criza alimentară, despre care au discutat la modul cel mai serios la Bruxelles toți liderii lumii în frunte cu Joe Biden. Aș începe cu evenimentul acesta care se întâmplă în Polonia. Iată, președintele american a aterizat astăzi, s-a dus direct către o zonă de graniță. Vă spuneam că s-a întâlnit acolo cu militarii americani, dar și cu refugiații. Și cu președintele polonez va nopta acolo, iar mâine din nou vor avea discuții. Domnule Popa, încep cu dumneavoastră. Au acordat o atenție deosebită americanii Poloniei. Sigur că joacă un rol extrem de important, dar vreau să vă întreb dacă totuși este mai expusă sau într-un mai mare pericol decât România, aici unde au fost făcute vizite, o vizită fulger de către Kamala Harris, iar Joe Biden nu știu dacă s-a pus problema să vină în România în acest context. De ce credeți că se axează doar pe Polonia? Cred că este important semnalul de sprijin, însă cred pentru Polonia, însă cred în egală măsură că în aceste momente noi nu mai putem face o distinție pe țări între acest flanc estic pe țări. E vorba, sigur, de direcții vulnerabile din punct de vedere militar. Dar nu se poate discuta individual despre situația fiecarei țări în parte și mai ales când vorbim despre Polonia și despre România. Ele fac parte, dacă vreți, de același pachet strategic de interes pentru Rusia. Pericolul este egal. Aici, sigur, intră în calcul considerente de ordin tactic-militar din partea Rusiei, fără doar și poate, însă cred că este... Da, pericolul este egal, dar atenția din partea lor pare să fie puțin disproporționată. Adică poate fi vorba și de partea română. Poate nu a negociat suficient, poate nu a cerut aceste vizite, nu-i așa? Poate polonezii stau mai bine la capitolul acesta, Stelia Negrea. Eu am aici o viziune pe care tot repet. Eu cred că polonezii sunt mult mai înfipți, sunt mult mai determinați în atitudinea lor antirusească. Îți dau numai exemplu, numai pentru că de curând au trimis acasă 45, încă o dată, de spioni ruși. Au blocat conturile ambasadei Rusiei la Varșovia. Au o serie de declarații extrem de contundente la adresa Rusiei și a criminalului lor de război. Dacă ne uităm în ograda noastră, în schimb, vedem un joc la două capete. Eu văd nenumărate ocazii în care una se face la nivel oficial mare, da? Se dă mâna cu doamna Kamala Harris, se dă mâna cu domnul Joe Biden, se bată și cum se bate Cuba cu americanii, iar în țară, cineva din eșalonul 2-3, cu știința celor din eșalonul 1, da? În continuare își împart bezele cu rușii. Și nu mă refer numai la o metaforă, îți dau câteva exemple concrete. Am scris în Newsweek, că acum sunt, da, sunt da, la Newsweek, da, da. Am scris în Newsweek, da, de faptul că România la o lună după începerea ostilităților din Ucraina, după invazia rusească din Ucraina, ca să-i spunem pe nume,
Așa? Nu s-a retras din niciuna din cele trei bănci cu capital rusesc controlate sau dominate de Federația Rusă. Nici din Banca de Cooperare a Mării Negre, nici din Banca Internațională de Investiții, nici din Banca Internațională de Cooperare din Bice. Sunt trei bănci în care e așa. Jucăm și noi ca Ungaria, așa, un pic da, la mijloc. Pentru că asta este un exemplu. Da? Îți dau alt exemplu, TMK, dau numele pentru că să vezi. Deci TMK e deținută de un oligarh rus, Pumpianski. El este pe lista... oficialilor ruși sancționați de către UE de vreo 2-3 săptămâni. De-abia ieri a fost inclus și de românii noștri pe listă și tocmai tot ieri, după demersurile domnului Marcel Ciolacu, care spunea, domnule, jocul ăsta dublu trebuie să înceteze. Da, stai să înțelegem, stai puțin. Deci, domnul Klaus Iohannis, domnul Ciucă, da, au fost împreună la acest summit NATO și au luat niște angajamente împreună acolo, da? Tot cerem trupe, mai multe trupe pe flancul estic. Adică ăștia de sub... Da, cine da, sunt cineva, aceștia? Cineva ce... șobolănește de desubt. Pentru că și ei nu știu? Mi-este imposibil să cred că nu știu. Mi-este imposibil să cred chestia asta. Pentru că te duci... deci hai să terminăm cu Artur Mosfadar, pentru că e foarte important, da? Domnul Ciolacu, pe de-o parte spune, domnule, știți, oligarhii ruși, noi suntem de acord, bla, 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 după care, dar n-avem nimic cu salariații, cei 3500 salariați au fost vor fi la Artroms Latina. Nimeni n-a spus chestia asta. Oligarhul, dacă vrea să îi meargă în continuare afacerea în România, n-ar fi trebuit să fie apropiat de Putin, da? Lui i-au arestat spaniolii un iacht de 72 de metri pătrați la Barcelona. Putea să zică domnul Ciolacu, dacă avea o dorință de a rezolva problema, domnule, uite, vorbim cu spaniolii, vândă aia iactul și le plătim la ăștia salariile. Ăsta e exemplul numărul 2. Da. Exemplul numărul 3. Stai puțin că e legat exact de... Deci domnul Klaus Iohannis și cu domnul Ciucă se duc frumos Val Vârtej la reuniunea NATO, spun, domnule, vrem trupe mai multe, foarte bine că cer lucrul ăsta, după care, ce să vezi? Este o licitație în curs pentru modernizarea bazei de la Golinceanu, care e extrem de importantă din punct de vedere strategic și militar, unde în consorțiul câștigător este, ce să vezi, o firmă unde un oligarh, rus, Deripaska, un alt apropiat al lui Putin, da? Este în acționariatul unei firme consistent acolo. Are vreo 30 și ceva. Bine, dar toți acești oameni nu au putere de decizie ca să atragă, de exemplu, prezența americană la noi, la cel mai înalt nivel. Vorbesc despre președintele american Joe Biden. Sigur, am văzut o felul de opinii. Acest joc dublu, acest joc dublu, dacă eu îl văd ca jurnalist simplu, da? Văd și ei. Eu mă gândesc în cancelarele occidentale, știi cum, și de la ambasade, de ambasade, de aici până acolo, încep să se audă în geam, se audă un scrijelit pe tablă. Dar și așa, aici este pământ NATO. Este pământ NATO, evident că și este pământ NATO. Și atunci mesajul trebuie să fie la fel de puternic. Ai văzut că cumva? Mi s-ar fi părut normal dacă se duce în Polonia să vină și în România. Dacă tot a stat două zile în Polonia și Kamala Harris a făcut același lucru, tot două zile în Polonia și la noi a venit două poate ore. S-au prins între timp. Poate s-au prins între timp cum o joacă regimul politic de la București, cum joacă la două capete. Înțelegi? Da, aici e vorba de NATO, nu mai e vorba de România, nu, e vorba NATO, de NATO. Dacă ne uităm, pe exemplu, pe Flight Radar, la ora asta, poate vedem pe Flight Radar, vedem două avioane de alimentare în aer ale NATO, vedem un avion AWACS de la care face bruiaj electronic, care se uită la granțe, ei se uită, dar NATO are și o componentă politică, o componentă economică, da? Noi când facem, ți-am dat trei exemple, mai am, dacă vrei continui până dimineață, că mai sunt nenumărate. Da, haideți să pregătim imaginile din Polonia, din Varșovia, pentru că Joe Biden a fost întâmpinat cu proteste. Sigur, sună așa un pic dubios, proteste. Cine să protesteze având în vedere prezența lui Joe Biden? Ei bine, oamenii din Polonia au ieșit în stradă, ia uitați-vă la aceste imagini, cu steaguri ale Ucrainei și ce credeți că cer? Să se închidă cerul deasupra Ucrainei. Adică zona aceea de interdicție aeriană pe care o tot cere Zelensky și despre care NATO spune foarte clar că asta ar presupune un conflict direct între NATO și Rusia și începutul unui al treilea război mondial. Și uitați-vă și la polonezii de rând, cer fix acest lucru. Domnule Bumbu. Părerea mea este că de ce Biden nu este mai mult timp în Polonia este pentru simplu fapt că NATO reprezintă pentru americani, Polonia reprezintă expresia libertății sau modelul pe care ei și-l doresc de fapt în
este Europei. Și atunci apare, să spunem, familiaritatea procesului. Vedem că Biden este foarte... se simte foarte bine în Polonia, este datorită faptului că atât comunitatea poloneză din Statele Unite, să nu uităm un fapt foarte clar că este o comunitate foarte omniprezentă, iar Polonia reprezintă și din punct de vedere istoric o țară ruptă în două din cel de-al doilea război mondial și reprezintă, să spunem, un etalon de model cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina. Da, una este preferința, domnule Bumbu, că toți avem o preferință pentru o anumită zonă, nu-i așa? Problema este că și în România este stat NATO și aici există vulnerabilitate, da? Și pe partea de nord și în Marea Neagră vedem ce se întâmplă și atunci o mai mare atenție ca mesaj pentru Putin, nu neapărat că așa pot să discute ei și la telefon până la urmă. Îl salut și pe domnul profesor Mircea Coșa, care ni s-a alăturat pe Skype. O să discutăm și despre ce s-a vorbit la Bruxelles de dimineață în chestiunea cu gazele, cu sancțiunile, foarte important. Dar aș vrea și de la dumneavoastră, domnule profesor, o analiză, pentru că vă uitați la aceste imagini, discutam despre importanța pe care o dau liderii lumii Poloniei, României, că ne aflăm fix în aceeași, în ochiul furtunii. Ambele țări sunt fix acolo. Și cu toate astea, lumea se duce în Polonia, stau două zile acolo, socializează cu refugiații. Avem și noi 500.000 de refugiați pe teritoriu, avem și noi baze și soldați americani care ar putea fi încurajați de prezența liderului de la Washington. De ce credeți că se face această deosebire? Salut, doamnă, mulțumesc pentru invitație. Am auzit fel de explicații liniștitoare în legătură cu această situație. Nu trebuie să judecăm greșit, mi se spune e același lucru. Vedeți, așa e programul, s-a stabilit mai de mult. Așa o fi. Însă eu, ca cetățean, mă simt dezamăgit. Vă spun foarte sincer, mă simt dezamăgit de faptul că nu am beneficiat nici în cazul vicepreședintelui Americii, nici în cazul președintelui, de atenția pe care a beneficiat Polonia. Vicepreședintele a stat 3 ore în România, în Polonia a stat 2 zile, domnul președinte Biden este evident într-o vizită mult mai importantă în Polonia, pentru că România nici nu e trecut pe aici. Dar credeți că au informații, domnule profesor, credeți că au informații că Polonia, în situația în care Rusia ar dori sau și-ar propune să lovească un teritoriu NATO, ar lovi Polonia mai degrabă decât România? Eu nu cred că Rusia va lovi un teritoriu NATO. În momentul de față, Rusia nu mai poate face față unui război. De proporția celui care ar începe dacă ar lovi măcar un centimetru din teritoriul NATO. Nu e vorba aici despre situația politică din Rusia, e vorba despre situația economică. Rusia nu-și mai poate permite un război de asemenea amploare. S-a dovedit că există destul de multe elemente care nu sunt bine puse la punct din punct de vedere al dotării armatei Federației Ruse, care se credea că este invincibilă. Costurile sunt extrem de mari ale acestei aventuri pe care Putin a făcut-o și nu cred că va avansa în ea. Cred că și Putin caută o cale de a ieși onorabil din această situație pe care nu a avizajat-o, pentru că, așa după cum se pare, el credea că o să fie primit cu flori și o să fie un fel de excursie de plăcere până la Kiev. Da, a spus punctul pe I, domnule profesor, caută o ieșire onorabilă domnul Putin. Pentru că a venit un mesaj, în urmă cu foarte puțin timp, dinspre Rusia, de la Ministerul Apărării, transmite domnul Sergei Rutskoi, adjunctul șefului statului major rus. Știți că despre domnul Gerasimov și Șoigu se zice că ar fi dispărut, n-au mai apărut în spațiu public, o să vorbim în a doua parte a emisiunii mai mult despre asta. Ce spune Ministerul Apărării rus? Principalele obiective ale primei faze a operațiunii au fost în general îndeplinite. Potențialul de luptă al forțelor armate ucrainiene a fost diminuat considerabil, ceea ce, subliniez încă o dată, face posibil să ne concentrăm pe principalele eforturi de îndeplinire a obiectivului de bază și anume eliberarea Donbasului. Domnule Popa, ce înseamnă asta? Rușii renunță la acest război de mare amploare și se duc în zona aceea? Înseamnă că suntem pe cale greșită dacă ne apucăm să comentăm comunicatele la statul major rus, care trebuie citite în acord cu realitatea.
Faptul că toată lumea își face griji că a dispărut, au dispărut această dubletă de aur a gândirii militare mondiale, și anume Șoigu, fostul pompier, și Gerasimov, autorul conceptul războiului hibrid, războiul tipic pentru țările care n-au capacitatea să ducă un război modern pe scară largă, mi se pare deplasat. Pur și simplu, acești oameni n-au ce să comunice. Acești oameni și-au construit cariera comunicând lucruri pozitive și glorioase pentru Rusia. Acum nu mai e nimic de comunicat, nici glorios și nici pozitiv pentru Rusia. Și iată că trebuie să mestecăm comunicatele adjunctului lui Gerasimov. Din punctul meu de vedere, mi-aș pierde vreme. Dar vă încredeți în ce transmitei? Că de obicei ei au spus că nici n-au invadat Ucraina. Păi și atunci ce vreți să comentez? Dacă o să comentăm peste 100 de ani despre cum se poate minți instituționalizat, să facem un studiu al patologiei politice contemporane. Dar acum să ne apucăm să comentăm comunicatele de presă ale unei țări care n-a atacat, dar care între timp și-a atins obiectivele politice ale unui atac care n-a avut loc. Că, de fapt, în această realitate suntem. Putem să zâmbim, dar eu nu mă pretez la asta. Păi de asta v-am și întrebat. Până la urmă suntem obligați să comentăm, pentru că uitați-vă ce deranj fac cu toată lumea. Eu nu sunt obligat să comentez așa ceva. Asta este o absurditate. Este un comunicat menit să fie mestecat de presa oficială rusă, în care ei pur și simplu eludează adevărul. Dar are legătură cu ce a transmis China și India, că e nevoie de o încetare imediată a focului, și de asemenea domnul Erdogan, care a spus că Putin ar trebui să-și pregătească, să facă primii pași spre pace și să-și pregătească o ieșire onorabilă. Nu, n-are nicio legătură. Vedeți vreo legătură? Eu nu văd nicio legătură. Deci China și India, deci țările pe care Rusia se baza în supraviețuirea ei în pofida sancțiunilor occidentale, au anunțat că cer și au rostit cuvântul cheie de care Putin se temea cel mai mult. Iar această sintagmă cheie este acord de încetare a focului. China și Rusia n-au cerut nici porumbei, China și India n-au cerut nici porumbei, nici floricele, cum se vehiculează pe Facebook, au cerut acord de încetare a focului. Dacă vreți, acesta este un punct nodal în evoluția politică a acestui conflict. De astăzi, de la acest comunicat pe care China nu l-a dezavuat până acum și care a fost făcut deocamdată doar de Ministerul de Externe indian, deci trebuie să notăm și această, dacă vreți, nuanță, suntem într-o cu totul altă realitate politică a acestui război. Desigur, îl putem corobora cu ceea ce a comunicat Erdogan, și anume că Putin trebuie să-și găsească o ieșire onorabilă. Dar asta înseamnă că Erdogan, în relația cu Putin, din acest moment își pierde capacitatea de mediator. Ceea ce el s-a căznit acum să construiască foarte mult în perspectiva plasării Turciei într-un viitor aranjament de securitate care să fie centrat pe Turcia. Deci din momentul ăsta suntem într-o realitate politică total diferită a războiului. Revenind la subiectul pe care l-ați discutat înainte, așa este. De afară, ceea ce face România în relația cu NATO acum este pe cel puțin dual. Cusmin zburdă pe aici, ne jignește, face conferință de presă. Ar fi interesant dacă ar avea și ceva capacități intelectuale, dar omul este sărăcuț, rău de tot. Reușește doar să supere. Am văzut la alți ambasadori ruși destul de ostili. Andreev, ambasadorul rus din Polonia, în cu totul alt limbaj. Ceea ce arată o diferență fantastică intelectuală între cei doi funcționari. Cusmin e un funcționar mărunt, obscur, ridicat din subsolurile midului și pus aici în România, ceea ce spune foarte mult despre ce preț pun rușii pe politica României față de Rusia. Dar, dincolo de tot ceea ce s-a spus aici, este adevărat, trebuie să ținem cont de un lucru esențialmente care ne mănâncă foarte mult din viețile noastre. Și anume că noi avem o administrație prost pregătită. O administrație absolut incompetentă, despre care mă aștept să nu sesizeze foarte multe în aceste efecte politice care decurg din această situație. Și de asemenea, nici politicienii nu sunt foarte departe de această administrație, de unde și duplicitatea lor. Politicienii români sunt lași. Pe cale de consecință, fiind lași, sunt tentați să nu-și asume responsabilitățile istorice. Ori acum este un moment istoric pe care tot spectrul politic românesc îl ratează cu brio. Cred că
De acum înainte putem avea o cu totul altă perspectivă asupra acestui mediu politic. Da, le e frică să nu intre pe lista neagră a lui Putin? Sau de ce credeți că nu și asumă? Dar eu am o altă problemă. Noi vorbim de NATO aici, dincolo de Ciolacu, de Ciucă, de Iohannis. Noi vorbim de teritoriul NATO aici, pe care dacă nu-l întărești prin aceste prezențe care pot transmite un mesaj la Moscova, nu? Vine președintele american, vine vicepreședintele american, stă aici, noptează, se duce la hotel. Haideți să ne și lămurim și cu acest teritoriu NATO. România este în NATO și în Uniunea Europeană nu pentru că a vrut Năstase, care a dat legislația anticorupție să se aplice după ce își termină el mandatul. România este în NATO și nu e pentru că poporul a vrut în majoritatea lui această apartenență și nu și închipuie în afara ei existența politică. Că politicienii români, începând cu președintele României, continuând cu premierul și cine ori mai fi, că ați rostit niște nume care deja mă zgârie pe ureche, se împopoționează cu ceea ce fac aici NATO, Uniunea Europeană, este cu totul altceva, că ei se împopoționează cu orice. Deci, din punctul acesta de vedere, am încredere mare în americani, în planificatorii militari NATO și mai ales în inteligența colectivă politică a poporului român. Cred că cu toții, de fapt, am descoperit că suntem pe cont propriu. Da, asta e foarte trist. Domnule Bumbu. Mulțumesc mult de tot. Doar vreau să punctez faptul că, într-adevăr, avem o problemă legată de incompetență. Pentru că România este momentul să-și asume, să spunem, o paradigmă de schimbare a politicii externe și să-și asume un rol de leadership în această zonă. Pentru că toate aceste lucruri sunt datorate lipsei unei politici coerente de crearea podului cu Statele Unite și cu toate celelalte membre NATO în vederea găsirii și rolului determinant ca și putere a României în acest context. Stelian Negrea, tu ai comentat acest comunicat, acest mesaj transmis, operațiunea militară, da, e un succes, ne retragem în Donbas, se eliberăm. Încheia, mai duți aminte că mai era un ministru al informațiilor de prin Irak, care mai țin minte de la, în al doilea război, dacă nu mă înșel, el tot anunța că în aceeași cheie, tot anunța la vremea respectivă că americanii nu sunt nicăieri și că i-au eliberat Irakul, dar Bagdadul era cucerit. În cheia asta aș comenta și în cheia minciunii perpetue a Moscovei, da? De la faptul că o invazie barbară de acest nivel, care au omorât mii de oameni, care au pus orașe la pământ, care acum, în timp ce noi vorbim, sunt omorâți civili, înțelegi? În Ucraina sunt omorâți civili, sunt bombardate locuințele unor oameni simpli, înțelegi? Care n-au nicio legătură cu războiul. În timp ce noi discutăm chestiile astea, se întâmplă barbaria asta. Nu există. Dar nicio... să presupunem că Putin și-ar retrage toate trupele din Ucraina. Ar fi o ieșire onorabilă. De unde să-și retragă trupele? Pentru că e o operațiune militară specială. Bun. Nu este nicio invazie, nu e niciun război, nu este nimic agresiv. Dânsii au inventat ca Ceaușescu un dușman imaginat cu care ei luptă acum. Uite-te la retorica Moscovei, uite-te de acum 2-3 zile. Deci după ce ei sunt agresorii, după ce ei bombardează, după ce ei iau viața unor civili nevinovați, după ce pun milioane de oameni îi alungă din casele lor, ei spun că Occidentul are ceva cu ei, că vor să destrame Rusia și că nu vor să aloce Rusiei locul pe care îl merită în lume. Un asemenea grad de minciună nu a mai întâlnit de la al doilea război mondial încoace. Asta vedem cu toții. Sau de la Ceaușescu. Asta vedem cu toții, dar Stelian, ce poate face Putin în acest moment? Rusia este marginalizată, da? Chiar nu el, chiar se retragă. Bun, să se retragă, asta era întrebarea. Să ia pastila aia cu o travă aia verde. Vezi că cei de la Stampa i-au dat în judecată pe drum. Da, aș vrea să dat în judecată în Cuzmi, măcar dacă nu pleacă din România, că dau autoritățile noastre lași afară, măcar că pleacă din România, că câștigă un proces cu mine. Măcar așa să plece un astfel de individ din România. Este imposibil. Vor reveni la auto... Ce să facă cu Putin? Să înceteze de îndată acest
această invazie barbară, să plătească pagube el și poporul rus 100 de ani de acum încolo, să ne plătească și nouă, după ce plătește pagubele către ucraineni, tezaurul, să ne plătească zecile de miliarde de euro, de dolari pe care le-a furat din România după al doilea război mondial. Sunt nenumărate lucruri pe care el le poate face. Dar Rusia e în continuare o țară agresoare care se pretinde victimă și dă astfel de comunicate. Ce încredere poți să ai într-o astfel de instituție care spune că nu a pornit un război, când toată planeta se uită la el și vede că omoară cei mai la atâta imagine alea. În fiecare dimineață mă trezesc cu inima sfâșiată văzând atâția civili omorâți de niște barbari. Da, domnule profesor, cine ar trebui să plătească reconstrucția Ucrainei? Pentru că iarăși ajungem la bani, imediat o să ajungem și la gaze, dar până una alta, uitați-vă ce au putut să facă prin această zisă operațiune specială. Au distrus pur și simplu orașe. Dacă vorbim despre Mariupol, este o catastrofă ce se întâmplă acolo. Astăzi a apărut și informația că 300 de oameni au murit sub acel teatru pe care l-au bombardat. A trebuit Rusia să plătească oalele sparte? Nu are cum să plătească, pentru că nu are cum să fie forțată ca să plătească. Încheierea acestui conflict nu se va termina cu un genunchiar al Rusiei în asemenea fal încât ea să fie pusă să plătească daune. Nu. Se va găsi o formă oarecare, pentru că să nu uităm un lucru. Poate că discutăm în țara asta de acordul ăsta între Statele Unite și Uniunea Europeană cu energia, dar este un acord care nu rezolvă problema, mai durează ani de zile până când Europa se va dezlipi de dependența. Da, haideți să pregătim, colegi, declarațiile pe care le-au făcut de dimineață legat de acest pact istoric pe care, mă rog, presa din România așa l-a numit, pact istoric. 30% din cantitatea de gaze pe care Europa o consuma din Rusia acum ar fi livrată de către Statele Unite ale Americii. Să vedem declarațiile și apoi să ne spuneți, domnule profesor, de ce nu e o soluție. As we announced a new groundbreaking initiative between the European Union and the United States. First, we're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy. Putin has issued Russia's energy resources to coerce and manipulate its neighbors. That's how he's used it. He's used the profits to drive his war machine. This initiative focuses on two core issues. One, helping Europe reduce its dependency on Russian gas as quickly as possible. And secondly, reducing Europe's demand for gas overall. The transatlantic partnership stands stronger and more united than ever. And we are determined to stand up against Russia's brutal war. This war will be a strategic failure for Putin. Da, un pact istoric, vă spuneam. Până acum, Europa a plătit Rusiei 17 miliarde de euro pe gaz de la începutul războiului. Ca să știți despre ce proporții discutăm aici. De ce nu e o soluție, domnule profesor? Până ca să discutăm puțin mai ampli, trebuie să plecăm mai departe. Acum apare foarte clar un lucru pe care, mă rog, unii l-au știut, dar nu l-au spus, și anume că modelul de dezvoltare al Uniunii Europene, începând de prin anul 2000, a fost total greșit. Și la baza acestei greșeli este Germania. Angela Merkel a fost cea care a impus un model de creștere a competitivității economiei germane, care încet, încet se dorea a fi un competitor chiar al Chinei și al Statelor Unite, în așa fel încât să aibă un element controlabil. Acest element controlabil era prețul foarte mic al energiei. Deci relația pe care Germania a dezvoltat-o cu Gazprom, adică cu Federația Rusă, și care a impus-o și Europei până la urmă, a făcut ca această dependență să fie aproape imposibil de rupt în termen scurt și ieftin. Ea va costa foarte mult. Ceea ce se întâmplă acum cu gazul lichefiat american, ce face de fapt? Schimbă o dependență cu o altă dependență. Deci dependența de Rusia va fi micșorată, nu eliminată, nu se poate, deocamdată, și va exista o dependență de 30% de gazul lichefiat american. Ori Europa are nevoie de o politică de independență proprie din punct de vedere energetic. Și asta își dorea, într-un fel, axa numită Green Deal. Ea deocamdată este în impas. Pentru că ruperea dependenței, adică o scădere bruscă a competitivității economiei europene și în principal a Germaniei, nu poate fi acceptat acum din mai multe motive.
Un motiv este acela că investițiile principale în tehnologie modernă de trecere la alte forme de energie, Germania le-a făcut în Rusia. Rusia este beneficiară noilor tehnologii de trecere, de tranziție de la cărbune la alte forme de energie. În al doilea rând, marile companii producătoare de automobile din Occident nu sunt foarte favorabile acestui rit foarte accelerat de trecere la alte forme de energie în transportul, pentru că investițiile sunt enorme. În al treilea rând, Rusia a dezvoltat deja o relație de compensare într-o anumită măsură a pierderilor de gaz livrate spre Europa prin conducta puterea Siberiei care livrează gaz în China. Sigur că este doar o șeptime din cât livrează în Europa. Deci Europa trebuie să găsească o cale proprie. Ori această cale proprie este foarte greu de găsit atâta timp cât încă nu există, din punct de vedere al unui concept de politică energetică, o unitate la nivelul Uniunii Europene. Bun, ce mi s-a spus acum câteva zile? Fiecare țară să-și găsească drumul de a ieși din această criză. Întorceți-vă la cărbune, renunțați la îngrășământ, puneți în continuare îngrășăminte chimice, faceți ceva ca să ieșim. Ori în condițiile astea, sigur că te miri că în România există o politică în care nici nu știi cum să o interpretezi. Facem astăzi o declarație că o să refinanțăm construcția unor investiții neterminate, dar care nu pot să avanseze pentru că nu au autorizațiile. Bun. Domnule profesor, domnule Popa, spuneați că chiar este un pact istoric. Sigur este, 30%. Eu nu îndrăznesc să-l contrazic pe domnul profesor Coșa, dar aș putea să-i spun că sila Sibirii, adică Forța Siberiei, are cel mult gaze tehnice pe conductă și care încă n-a făcut legătura între cele două țări. Asta este una dintre, dacă vreți, unul dintre lucrurile care ilustrează, de fapt, în ce constă, așa zisul, parteneria strategic între China și India, între China și Rusia. Și astăzi declarația celor doi miști de externe a mai ilustrat încă o dată cât e de solid parteneriatul între China și Rusia. Deci Forța Siberiei nu funcționează. Deocamdată este doar o intenție. Nu s-a mai construit nimic. Sigur că Angela Merkel este o personalitate politică foarte tentantă pentru a fi investită cu responsabilități politice europene, cum să zic, istoric vorbind. Dar colaborarea dintre RFG și Uniunea Sovietică în materie de furnizare a gazelor, dar are și un an exact de când a început. Și acela este 1967 pe fondul negocierilor de recunoaștere a RFG-ului. Când Uniunea Sovietică a negociat din partea pactului de la Varșovia, cu excepția României, care a recunoscut-o independent un acces ceaușist care nu ne-a adus practic nimic bun, indiferent de ce ar zice astăzi foștii diplomații lui Ceaușescu, iar în 76 s-a încheiat ceea ce s-a numit în propaganda politică germano-sovietică energetică contractul secolului. S-a turnat și un film despre el, cum agenții CIA încearcă să împiedice semnarea contractului. Și acolo este începutul colaborării energetice germano-ruse, care într-adevăr s-a bazat pe această filosofie a accesului la resurse energetice foarte ieftine. Pentru că pe baza acestei afaceri și a furnizării gazului către Europa de Vest imediat, Uniunea Sovietică și-a finanțat tot deficitul comercial în valută vestică până în 84, când Ronald Reagan, într-un acces de genialitate, a decis quadruplarea extracției de petrol în Arabia Saudită și într-un an de zile a băgat în faliment pe sovietici. Și ce au făcut? Perestroica. Că nu e așa, trebuie să ne înțelegem că nu mai avem bani să finanțăm paritatea nucleară. Deci problemele sunt, de-aia mi se pare că acordul de astăzi este istoric. Pentru că niciodată nu s-a pus problema. Oricât de mult au insistat, îmi țineți minte pe Trump când spunea că Germania trebuie să aleagă între America și Rusia în materie de energie, exact asta cerea. Niciodată, până când Rusia nu a pornit un război care le-a arătat tuturor că nu te poți înțelege cu Putin și că nu este rațional, nimeni nu s-a gândit serios să semneze acest contract. 30% din consumul european de gaz. Noi trebuie să raportăm la România, care este fix nimic în coșul energetic european, că atâta putem și noi. Trebuie să raportăm la consumul Germaniei. Deci este imens. Este istoric. Dar e imens, dar 70% cum e, domnule Popa? Dacă 70%, ce faci cu 70%? Păi 70% provine din mai multe surse, doamnă.
Păi asta să vă spun că sunt și speciale, să le explicăm. Mai sunt că pe Nordul Africii, care nu intră în acest coș, pentru că Nordul Africii produce gaz petrolic chefiat, care se transportă. Dar ai rezervele norvegiene, ai rezervele britanice, care asigură încă un coș. Deci sigur că Rusia... Din Qatar, înțeleg? Qatarul este vorba de LPG, este cu totul altceva Qatarul, dacă vorbim despre gaz. Noi aici, singura țară care s-a pregătit pentru astfel de coș energetic variat, nu doar din punct de vedere petrol versus gaz, ci din punct de vedere al formelor de depozitare și transport, este China. Practic, China este imposibil sau e foarte greu de scos din priză tăindu-i resursele de aprovizionare a gazului. Pentru că economia chineză consumă foarte mult gaz petrolic chefiat cu surse multiple de aprovizionare, are terminale imense în porturile chinezești, este foarte greu de tăiat de la energie, ca să nu mai vorbim despre extrem de solidul parteneriat cu președintele Tokayev din Kazahstan, și astfel ne explicăm de ce Putin se căznește de săptămâni bune să bage ODKB un război împotriva Ucrainei și nu reușește. Și de ce până și Lukashenko, care am crezut tot timpul că va regreta că n-a fost dat jos anul trecut, uite că a reușit să-și refacă o marjă de manevră. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt nu atât mai complicate, cât cer un timp mai mult pentru a fi explicate. Dar de când ar putea intra în vigoare înțelegerea aceasta cu americanii? Păi pentru asta eu trebuie să citesc contractul și nu l-am citit. Da, bănuiesc că până la iarna viitoare ar putea să intre gaz american în Europa. Problema asta era întrebarea. Dacă există transport, infrastructură de transport. Noi suntem acum în luna martie, din aprilie încolo scade foarte mult consumul, că este extrem de periodic. Da, scade consumul, o să înceapă în magazinările pe vară. Sper că să nu mai înceapă în magazinările spre sfârșit de vară, să se bulucească toți, cum a făcut anul trecut, toți, inclusiv la noi în România, să se bulucească toți ca să sară prețul în halul ăla și să facă acumulări și în magazinări pe tot parcursul verii, ca să poți să ai surse multiple, din surse multiple și să poți să înmagazinezi la prețuri. Deci crezi că iarna viitoare va fi gaz american în Europa? Mi-aș mai permite o precizare. Gaz american. Iartă-mă, cred că trebuie făcute și depozitele de descărcare pentru LPG, care sunt speciale, sigur. Sistemul de conducte permite și transportul de hidrogen și așa mai departe. Sunt foarte multe preparative. Am toată încrederea că germanii se vor pregăti astfel încât să poată folosi cât mai mult din acest cost LPG, fără să fiu specialist. Dar sunt câteva lucruri cu care m-a adus în contact și scoria. Două secunde ca să vezi... Hai să vorbim despre independența României, că aici ajungem iar la politicieni. Nu numai că independența României. Aduți aminte că noi am avut câteva proiecte începând de la Pungești. Nu trebuie să uităm niciodată. Niciodată nu trebuie să uităm toată campania aia finanțată subteran de Rusia, da? O mână ascunsă a Gazpromului, a finanțat protestele de la Pungești împotriva demarării, exploatării, explorării și ulterior exploatării de gaze de șist. Erau niște rezerve colosale acolo, da? Se vorbea de chiar de 1000 de miliarde, da? Asta însemna, spune că 1000 de miliarde, știi cât înseamnă asta? Însemna consumul României pe 100 de ani. Ai fi putut să-l ai numai de acord. Spunem că, domnule, tehnic puteai să scoți doar 60%. Aveai un consum pe 60 de ani. Nu spuneai, dar puteai să vinzi în Europa, puteai să diversifici. Toți oficialii cu care vorbești acum români, da, toți vorbesc, domnule, România al doilea mare producător de gaze din Europa după Norvegia. E, ce să vezi, am ratat Pungeștiu pentru că, nu e așa, noi am căzut lați pe spate la propaganda aia extrem de mincinoasă, care ne spunea că dacă dăm drumul la apă acolo, ia foc. Aduți aminte să nu uităm chestia asta, pentru că inclusiv actualul primar al Bucureștiului, da? A ales din partea PNL și USR, a fost vârf de lance acolo. Da? Să nu uităm că unul dintre consilierii domniei sale, Matei Păun, a făcut afaceri consistente în Belarus și în zonele astea sulfuroase dominate de ruși. Dar domnia sa acum se plânge de prețul gazului. Poate și aduce aminte că acum vreo 12 ani, mai mult de 12 ani, protesta la Pungești, da? Împotriva gazelor de șist, când era simplu ONG-ist. Mai avem multe oportunități pe care le-am ratat, dar cum să spun, oportunități colosale, la fel de colosale. Da, este timp până iarna viitoare să facem ceva, pentru că discută despre legea offshore, despre tot felul de... Până acum, o mână invizibilă, apropo, de ce nu vin americanii la noi? Păi dacă îi dai afară pe Chevron, un gigant de acolo, dacă dai afară Exxon-ul din Marea Neagră,
Da? De la Dragnea și terminând până la, până la alții din, din PSD. Dacă dai pe ăștia doi afară, cum vreți să vină președintele statelor Unite să zică, păi stai, domnule, unde merg în România, că acolo i-am dat afară pe Chevron, pe Exxon, pe cine vor să mai dea afară? Exxon, apropo, l-am dat afară din Marea Neagră, din perimetrul ăla, unde acum Romgazul recent a definitivat tranzacția pentru a lua 50%, nu știu cu ce utilaje va face extragerea, dar nu-i treaba mea, și s-a apucat și extrage acum gaze din Cipru, unde au început, unde au venit după ce veniți în România. Înțelegi? Au acolo, de acolo au gaze, da? Asta e a doua oportunitate colosală pierdută. Perimetrul lui Exxon de acolo. Este un mic perimetru care îi vor da sau nu îi vor da drumul? Un miliard de metri cubi din 11 miliarde de metri cubi când consumă anual România. Ăsta al BSOG-ului, da, din Marea Neagră. Da? Uite-te la declarațiile oficialului de la BSOG, care spune foarte clar că, domnule, noi am dat drumul, dar știi cum fiscalitatea din România, în continuare în România, o mână ascunsă, băi, nu o văd, eu o simt, îi simt efectele, dar nu o văd. Deși păi, miros cine sunt ea, o mână ascunsă nu dă drumul la legea offshore de 2-3 ani de zile și o mână ascunsă le tot trimite semnale mixte acestor investitori. Și mai sunt. Da, mai sunt, trebuie să luăm și publicitate. O observație, iată, nu sunt suficiente nave de transport pentru gaz petrolier lichefiat. Toate sunt contractate deja pentru un an înainte. O altă problemă. Dar știți la ce mă gândeam eu? Noi suntem acum în martie, da? Dacă se încheie războiul până la 9 mai, înțeleg, iarăși venise niște informații pe surse cum că Putin ar vrea acest război încheiat până pe 9 mai. Așa informații pe surse, doamne. Este o poveste tot pe o care poveste o vehiculează de rușii, râde toată lumea de ei, pentru că 9 mai este ziua terminării. Noi ne agățăm de speranță să fie mâine să închidă acest război odată. Da. Dar ce voiam să punctez este că până iarna viitoare, când se discută despre tot felul de scheme din acestea de gaz pentru Europa, poate uită europenii și se conectează din nou la conducta lui Putin, mai ales nemții. Poate. O concluzie, domnule Bumbu, înainte de pauza de publicitate. Este foarte important ca România să înceapă să exploateze gazele, să dea drumul la hidrocentrale care sunt 95% aproape terminate, să vadă care sunt sursele regenerabile și energia verde pentru a ne consolida ca pe un rol, să spunem, cel puțin de protecție a României din punct de vedere energetic. Luăm publicitate și apoi să discutăm puțin despre criza alimentară, pentru că de la cel mai înalt nivel, iată, Joe Biden spune foarte clar, criza alimentară este reală. O să ne explice imediat, domnul profesor, la ce să ne așteptăm în lunile, în anii următori, în condițiile în care Ucraina, care era grânarul Europei, împreună cu Rusia, supusă acum unor sancțiuni, nu mai pot exporta, așa cum o făceau pe vremuri. Foarte multe țări din Africa vor fi afectate, peste aproape 50 de țări erau dependente de grânele din Rusia și Ucraina. Pauză și ne întoarcem imediat. Even before the conflict, developing countries were struggling to recover from the pandemic with record inflation, rising interest rates and looming debt burdens. Their ability to respond has been erased by exponential increases in the cost of financing. Now, their breadbasket is being bombed. With regard to food shortages, yes, we did talk about food shortages. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. Nu credem că va exista o problemă semnificativă în România, dar în plan mondial este clar că pot să apară situații în care aprovizionarea nu va fi la nivelul la care am fost obișnuiți. Domnule profesor Coșa, mă întreb pe dumneavoastră, urmează așadar o criză alimentară de la cel mai înalt nivel, suntem avertizați. Președintele Klaus Iohannis spune că noi n-ar trebui să ne facem prea multe griji pentru că avem rezerve, avem ogoare, nu-i așa? Mai degrabă de prețuri să ne îngrijorăm. Noastră cum vedeți lucrurile? Undeva puțin diferit. Fără să fiu pesimist, cred că asigurările astea de
stați liniștiți, nu se întâmplă nimic, nu ar trebui să vin acum, pentru că situația este foarte complicată. Prețurile pe plan mondial cresc. Și asta cresc nu de acum, cresc de vreo 9 luni de zile. FAO a semnalat lucrul ăsta. Sunt niște factori obiectivi care țin de la condițiile meteo până la prețurile de achiziție. Mă rog, e mai complicat. Deci, ceea ce se întâmplă acum este o accentuare a acestei situații prin criza din Ucraina. Ucraina și Rusia sunt mari furnizori de cereale, e adevărat, nu în mare parte pentru Europa, mai ales pentru Nordul Africii și pentru Orientul apropiat, dar oricum în balanța mondială a comerțului cu cereale contează foarte mult ce se întâmplă acolo, iar asta înseamnă până la urmă o accelerare a creșterii prețului la alimente. Ce se întâmplă în România? România are o vulnerabilitate structurală, pe care, mă rog, o discutăm de foarte mult timp, dar nu se ia în calcul sau nu știu ce se întâmplă, că ea va exploda într-o zi și cred că deja începe să pregătească explozia. Vulnerabilitatea constă în faptul că mâncarea noastră de fiecare zi, mâncarea obișnuită, 70% este din import. Deci atunci când ai un import de 70% pentru produsele de bază la alimentației populației, trebuie să te îngrijorezi în legătură cu ce se întâmplă. Mi se spune, România are excedent de cereale, nu trebuie să vă îngrijorați, există stocuri. Bulgarii, ungurii, cehii nu au, România are. Dar România are aceste stocuri, dar nu la stat, ci la privați. Pentru că pământul în România este, într-o anumită măsură, aparținând unor capitaluri străine, producția este a lor. În condițiile de față, acești producători, acești proprietari de recolte, au în față două alternative. Ori vând recolta acum, când prețurile sunt extraordinar de bune și fac o afacere extraordinară, fără să se gândească la ce se întâmplă cu românii, pentru că n-au de ce să se gândească, profitul e pe primul plan. În al doilea rând, statul să le ofere posibilitatea de a vinde către rezerve de stat. Și aici problema este dacă statul are această capacitate financiară ca să cumpere acum. Deci problema asta că avem rezerve statului este mai discutabilă. Mai mult decât atât, în România există o mare discrepanță între două elemente esențiale ale unei economii moderne, și anume diferența și distanța între producția agricolă și industria alimentară. Producția agricolă în România este la nivel european pe clase foarte înalte. Anul trecut chiar am fost pe primele locuri. Industria alimentară românească lipsește, aproape cu desăvârșire. Bun, de exemplu, și vă opresc aici pentru că ați pus punctul pe I. Într-adevăr, aici stăm foarte prost, dar domnul ministru al agriculturii spune că avem acum o șansă colosală să devenim noi niște producători de cereale, nu-i așa, grânarul Europei. Doar că fermierii din România se vaită de îngrășăminte că nu au. Dar cine e ministrul agriculturii? Domnul Chesnoiu. Nu știu, dar mi s-a părut că este un citat din oficialii ruși. Știți, așa spuneau și rușii când au început să fie votate sancțiunile în 2014, că este o ocazie excelentă pentru Rusia să înlocuiască toate importurile cu produse din producția din industria națională. Această declarație, dacă este adevărată, pentru că eu n-am văzut-o, dar nici nu prea urmăresc declarațiile politicienilor României drept, dacă este adevărată, este o ilustrare perfectă a capacității strategice a dânsului de a gândi situația economică în care se află România. Și cu asta cred că am spus totul. Păi, mie nu-mi sună rău, mie nu-mi sună deloc rău că ar vrea să producă România. Problema este că sistemul de irigație este praf și pulbere, da? Am lucrat cu să faci industrie națională în timpul războiului. Industria națională se trebuia făcut în 30 de ani. Cu îngrășămintele situația este dezastruoasă, cu sistemul de irigație este dezastruoasă. Domnul profesor ne spunea mai devreme, majoritatea pământurilor sunt pe la străini, fiecare vinde pe unde are prețul bun, pe unde găsește prețul bun. E normal, asta e o normalitate. Da, sigur că e normal, doar că... Anormală este atitudinea asta, știi? Avem dități. Asta este când te uiți pe buzele politicienilor români și mai ales la domnul stat de la agricultură. Imediat, domnule profesor. Avem dități, da? Înțelegi? Deci dispare sau piața mondială a grânelor, da, a cerealelor, se află într-o perspectivă extrem de sumbră, să dispară de pe piață sau vreo 30% din producție și domnul Chesnoiu spune cu seninătate că avem dități. Adică
Da, măcar rezervele acestea de cereale ar trebui să le avem totuși, dacă au această înțelepciune. Să poate să intervină. Un minut, domnule profesor, că să-i dau ocazia și domnului Bumbu, vă rog. Da, problema gravă acum, chiar foarte gravă, este prețul carburantului. Pentru că această creștere extraordinară a carburantului vine în momentul în care noi trebuie să facem lucrările agricole de primăvară. Deci fermierii nu-și permit să cumpere carburant. Asta e mare de pericol. Trebuie neapărat luat în măsuri pentru ieftinirea carburantului, măcar pentru agricultură și pentru tiriști. Da, deci e încă o problemă pe lângă cele expuse de mine, domnule Bumbu. Da, de adevăr, este carburantul, este îngrășământul, este lipsa... Sistemul de irigații, că anul ăsta a fost o secetă cumplită. Și mai mult decât atât, începem și mergem și mai departe. Salariile sunt aceleași, prețurile cresc, nu există nicio... Și nu știu dacă forța de muncă este... Lucrează oamenii în agricultură sau sunt toți în Spania? Statul nu intervine, noi sărăcim și în ce situație ne aflăm? Avem nevoie de acțiune în momentul de față ca să putem să găsim soluții pentru acestea. Iar aceste lucruri se fac prin a găsi oameni competenți care să ia deciziile care trebuie în momente de criză. Da, doar că ne-a prins criza pe picior greșit, așa cum ne prinde și iarna. Și, cum spunea domnul Popa, nu faci acum, devii grânarul Europei pe vreme de război. Trebuia soluții gândite mai din timp. Nu mai e faptul că cineva folosește sintagma asta obosită și terfeită, și ireală. Politicienii și ireală de grânarul Europei, băi, în momentul ăla spui, orice ai spune, bă, te oprește-te. Ia-ți tu eticheta de grânar ale Europei și cu avem de tăti și du-te acasă, lasă-l pe unul măcar care și-a cu sapă. Eu aș întreba pe acești oameni dacă știu pe ce se bazează istoric această sintagmă, că este, de fapt, sursa unora dintre multe nenorocirilor politice ai României, această sintagmă de grânarul a Europei. Dar cu siguranță nu este cazul să învățăm pe politicieni români istorie, pentru că nu e cazul. Luăm publicitate, doamnelor și domnilor. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. În a doua parte să discutăm despre cum vrea să răspundă NATO în caz de atac chimic, pentru că se fac tot felul de simulări, s-au pregătit la NATO, inclusiv pentru acest scenariu. Și de asemenea să vedeți ce investiții masive se va face NATO după ce a văzut cu ce lucrează Putin cu acele rachete hipersonice. Vă spunem toate detaliile după pauză.